către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, în parteneriat cu Penitenciarul Botoșani. Este a doua bursă, a doua activitate de genul acesta pe care o desfășurăm în anul acesta, cu speranța că vă veți găsi locuri de muncă potrivite pregătirii dumneavoastră, astfel încât după eliberare să vă puteți asigura venitul necesar zilei, venitul necesar de zi cu zi. Mulțumim domnului director Dumitriu pentru disponibilitatea arătată și colegilor dumneavoastră. Mulțumim angajatorilor prezenți astăzi la bursa locurilor de muncă și este primul pas pe care îl puteți face pentru menținerea în libertate. Dacă nu faceți acest pas, probabil ne vom revedea la alte activități în interiorul penitenciarului. De aceea vă sugerez să fiți foarte receptivi la ceea ce vi se comunică astăzi, la ceea ce vi se oferă, chiar dacă poate nu vă liberați săptămâna următoare sau peste două săptămâni. Dar este bine să aveți niște contacte, să știți unde să vă adresați, să știți unde să mergeți după liberare. Să știți că rata cea mai mare de recidivă este în primele luni după ieșirea din penitenciar. Așa că dacă în perioada imediat liberării nu faceți acest demers de a vă găsi un loc de muncă, s-ar putea șansele dumneavoastră de a vă menține în libertate să scadă semnificativ. Deci noi vă întindem o mână de ajutor, dar din păcate, sau poate din fericire, nu știu, depinde de dumneavoastră, nu vă putem pune în traistă. Asta trebuie să o faceți singuri. Domnul director? Ce vreau fiecare agent economic și vreau care sunt locuri de muncă disponibile astăzi. Trebuie să știți că agenții economici care sunt astăzi aici sunt agenți economici de mare încredere pentru noi și care garantează că atunci când dumneavoastră veți ieși din penitenciar, vă vor oferi locuri de muncă vacante, special pentru dumneavoastră. Nu toată lumea este disponibilă să angajeze persoane cu antecedente penale. Dar dumneavoastră care au participat la fiecare bursă alături de noi sunt oameni de încredere care vă întind o mână și care, pe lângă locul de muncă, vă oferă și cazare. Iar locul de la Bucan vă oferă cazare și masă pentru o meserie destul de simplă. Deci o să vă rog câte 5 persoane să mergeți, ceilalți care rămâneți să se discutați cu noi, pentru că o să vă informăm despre toate facilitățile pe care Agenția de Ocupare a Forței de Muncă vine pune la dispoziție. Dacă vă interesează. Deci trebuie să știți că sunteți persoane de contact pe care puteți conta atunci când vă eliberați. Ne căutați la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă și împreună vom găsi un loc de muncă. Vă vom acorda o subvenție și dacă aveți nevoie de un curs de calificare sau de o primă de mobilitate, noi suntem cei care puteți conta. Da? Aceste persoane după ce ies din unitatea de detenție? Noi facem tot posibilul. Problema este a lor. Locuri de muncă sunt, angajatori disponibili, observați și dumneavoastră că sunt. Acum, în momentul în care ei se eliberează și vor un loc de muncă, le stăm și la dispoziție și prin Agenția Județeană, pentru că mai avem 600-700 de locuri de muncă disponibile. Eu le doresc succes și v-am spus și la început, două lucruri, să-și găsească un loc de muncă și să nu se mai întoarcă înapoi. Activitatea de astăzi, desfășurată cu sprijinul Lașul Chemicăruș, urmărește să ofere deținuților care urmează să intre în Comisia de Liberare Condiționată posibilitatea de a identifica locuri de muncă, dar și de a semna precontracte care să favorizeze angajarea lor, dar și menținerea acestora în libertate. Pentru că majoritatea agenților economici prezenți sunt din Botoșani, cele 35 de persoane aflate astăzi în activitate sunt cu domiciliul care astăzi de Botoșani.